Bine v-am găsit după această lungă pauză. Da, încă trăiesc și nu trebuie să-mi faceți o mormântare virtuală. Scuzați-mă că v-am mințit spunând că fac videouri săptămânale, dar am schimbat locul de muncă și am devenit un pic obsedat să nu fiu cel mai slab de acolo. Hai să trecem la ale noastre. Este Bitcoin cea mai mare schemă Ponzi de pe planetă? Dacă nu știi ce e aia Ponzi, atunci am acest video pentru tine. Atenție, părerea mea este influențată de faptul că am cumpărat Bitcoin încă în 2017, dar am citit despre aceasta pe forumuri deja în 2014. Dar cum am fost mai preocupat cu jocurile, nu mi-am bătut eu capul să înțeleg despre ce este vorba, iar acum îmi petrec zilele imaginându-mi scenarii în cap cum călătoresc înapoi în timp și îmi cumpăr o groază de Bitcoin. Poate prin pe tipul ăla care în 2010 au cumpărat 2 pizza pentru 10.000 de Bitcoin în valoare de 41 de dolari atunci și dau eu 3 pizza și un cola la el. Atenție, nu sunt un consultant financiar și dacă aș fi unul, tot aș spune că nu sunt pentru că nu sunt plătit pentru acest video. Aici vă prezint doar propria mea părere și sper să nu fiu alungat cu apă sfințită și cruci. Cu toții știm că omul mereu a perceput valoare în diferite lucruri, de aceea s-au folosit scoici, birodenii și alte lucruri pentru tranzacții. În prezent sunt anumite zicale care spun că banii fiat sunt banul statelor, aurul și argintul, ci că sunt al zeilor, iar anumite criptomonede, banii poporului. Primul lucru, din aproape orice, este mereu perceput de om ca și având o valoare mare. Primul ban listat care are seria A0001, prima ediție dintr-o carte, de exemplu, prima ediție din cartea Harry Potter și Piatra Filozofală, a fost vândută la o licitație din Statele Unite cu 471.000 de dolari. Pe urmă, vechimea joacă un rol important în ochii noștri. De aceea, mulți investitori în metale prețioase preferă să cumpere monezi care cu timpul vor crește în valoare decât să cumpere lingouri. Chiar și dacă ai găsit rahat de mamut, și acela ar avea o valoare imensă. Deci Bitcoin fiind recunoscut ca prima criptomonedă decentralizată, îți dai seama că și deja acest lucru deja îi dă o valoare mai mare. Faptul că algoritmul acestuia nu a fost spart până acum, din nou ne dă siguranță și ridică prețul. Hai să vedem ce probleme rezolvă aceasta. Numărul 1. Inflația. Când este vorba de bani fiat, păi aici o să poate porni imprimanta, bineînțeles, doar dacă ești statul sau o bancă. Că dacă ai face tu sau eu așa ceva, păi am fi închis și pedepsiți amarnic. Din Bitcoin vor fi maximum 21 de milioane. Și luăm în calcul că oamenii vor face greșeli și vor trimite pe adrese greșite, își uită parolele, li se strică hardurile, pățesc un accident. Toate acestea, în combinație, vor reduce și mai mult cantitatea de Bitcoin în circulație. Deci dacă nu cumva să găsește o eroare fatală, practic valoarea Bitcoinului se poate duce doar în sus. Bine, nu luăm în calcul o decimare a planetei sau invazie extraterestră sau spargerea algoritmului de criptare sau o tehnologie mai bună care înlocuiește blockchain. Statele a căror moneda a fost decimată de deciziile proste ale conducătorilor lor care au listat bani fără să se oprească, acum pot să folosească criptomonedă. Nu vreți să vedeți cum arată indexul cafe con leche de la Venezuela, care măsoare prețul unei cești de cafea servită la o brută. Numărul 2. Cenzură financiară. Acest război dintre Rusia și Ucraina ne-a arătat că băncile pot să spună sechestru pe avere sau te pot împiedica să transferi bani care sunt de fapt ai tăi. Ei, dacă îți iei criptomoneda pe wallet-ul tău, adică în borseta ta virtuală, atunci poți să trimiți când vrei, cui vrei și nu te poate opri nimeni. Deoarece blockchain-ul, cu ajutorul tehnologiei registrului distribuit, nu are nevoie de unitate centrală de verificare, cum sunt băncile, care sunt omul de mijloc acum. Iar atâta timp cât fiecare dintre mineri are o copie a acestui registru, care este mereu actualizat, nici măcar guvernele țărilor nu pot să oprească Bitcoin. Numărul 3. Are ceva în spate. Mai de mult valutele țărilor trebuia să aibă o acoperire în aur. Dar acum, de exemplu, dolarul american a coborât de pe acest standard în 1971, iar acum, teoretic, banii sunt hârtie. Și doar încrederea în aceasta îi dă valoare. Și bineînțeles, armata care vine și îți dă în gură dacă comentezi. De aceea se folosește termenul bani fiat, care reprezintă moneda unei țări pe care propriul guvern a declarat-o ca fiind mijloc legal de plată, dar care nu are acoperire conferită de un bun fizic sau de altă natură. Dacă în spatele banilor digital fiat există doar câteva apăsături de butoane ca să apară zerourile și chiar dacă este listat, atunci îți trebuie câțiva cenți pentru cerneală și hârtie. În spatele fiecărui bloc minerit de Bitcoin stau calcule matematice și curent electric pentru crearea acestor Bitcoin. Numărul 4. Problema falsificării. Dacă din bani fiat și metale prețioase poți să primești falsul și poți fi fraierit, ei, la BTC nu ai această problemă. Atâta timp cât cineva nu are 51% din putere de calcul de pe glob, în momentul de față nu poți să cheltui aceea sumă de două ori și nici nu poți să vii cu un număr fals de Bitcoin pe care îi ai. Numărul 5.
problema omului de mijloc. Băncilor le place să stea acolo și să verifice dacă ai fondurile necesare. Problema este că este lent ca dracu și predispusă la eroare umană și ți se ia și un comision pe măsură. Pe blockchain ai toate portofelele virtuale deschise și poți să vezi fiecare cât conține. Fiecare portofel virtual are doar un număr și nu este legat direct de identitatea fiecăruia. Lumea nu poate să știe exact care portofel cărei persoane aparține dacă nu cumva tu postești ceva și ceri donații într-o anumită criptomonedă. Numărul 6. A rezolvat problema generalilor bizantini, despre care, dacă vreți să știți în detaliu, citiți pe internet. Numărul 7. Viteza. Dacă trimiți bani internațional, să zicem, ești mult mai ieftin dacă trimiți în criptomonede decât dacă o faci prin bancă și dacă folosești, de exemplu, Lightning Network, este și mai rapid Bitcoin-ul. Un mic bonus pe care poate nu l-ați știut, Bitcoin poate fi trimis și cu ajutorul undelor radio. Spre deosebire de metale prețioase, Bitcoin nu poate să fie minerit de pe asteroizi. Pe viitor, totul va fi controlat de roboți și programe de inteligență artificială. Crezi că doamna Carmen o să comande filamente pentru imprimantă 3D și pe viitor? Aceste mașinării vor face tranzacții între ele în secunde și automat. Acestea vor comanda tot de ce au nevoie. Poate chiar piese de schimb, piese de uzură, revizii tehnice, etc. De aceea tehnologia blockchain va fi folosită tot mai des. Numărul 8. Portabilitate. Păi pe un simplu stick pot să duc eu miliarde. Păi dacă ar fi vorba să duc bani, să doamne fer metale prețioase, păi poate fac ernie, hei, să e mare șansa să-mi dea unul în cap. Bitcoin a adus o mare schimbare. În sfârșit, acei entuziaști de tehnologie se îmbogățesc, nu doar țapii bătrâni care au investit la bursa cu 100 de ani. Acești tineri deștepți, mult mai deștepți ca mine desigur, au investit foarte devreme și acum ajung să se transforme întreaga lume. Acum, în sfârșit, aceștia poate au resursele necesare pentru pornirea unui business sau vor ieși din roata de hamster a vechiului loc de muncă și fac ce vor. Criptomonedele au micșorat bariera de intrare, au creat o formă nouă de investiție, ca și cum ar fi bursa 2.0, care nu se închide niciodată și merge 24 din 24, cu firme la care pot să participe toți care au o conexiune de internet. Nu mai ai nevoie de brokeri care să-ți ceară comisiuni mari la fiecare tranzacție. Nu mai ai barierele acelea minime de bani pe care trebuie să le ai în cont sau tot felul de taxe lunare anuale pentru a folosi o anumită platformă. Tehnologia blockchain de la baza criptomonedelor este aici și cred că va rămâne mult timp. Iar acum că știi toate aceste beneficii, tu chiar crezi că Bitcoin este o schemă Ponzi?